Deuteronomul, Dvarim, capitolul 30 Când se va întâmpla toate aceste lucruri, binecuvântarea și blestemul pe care le pun înaintea ta, dacă le vei pune la inimă în mijlocul tuturor neamurilor între care te va risipi Iahua Eloahul tău. Dacă te vei întoarce la Iahua Eloahul tău și dacă vei asculta de glasul lui din toată inima ta și din tot sufletul tău, tu și copiii tăi potrivi cu tot ce-ți poruncesc astăzi, atunci Iahua tău, Va aduce înapoi robii tăi și va avea milă de tine. Te va strânge iarăși din mijlocul tuturor popoarelor la care te va împrăștia Iahuailuahul tău. Chiar dacă ai fi risipit până la cealaltă marginea cerului, chiar și de acolo te va strânge Iahuailuahul tău și acolo se va aduce să te caute. tău te va aduce în țara pe care o stăpâneau părinții tăi și o vei stăpâni. Îți va face bine și te va înmulți mai mult decât pe părinții tăi ia hoaie locul tău, îți va tăia împrejur inima ta și inima seminței tale și vei iubi pe Yahua Eloahul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău ca să trăiești. Yahua Eloahul tău va face ca toate aceste blesteme să cadă peste vrășmașii tăi, peste cei ce te vor urâși și te vor prigoni și tu te vei întoarce la Yahua. Vei asculta de glasul lui și vei împlini toate aceste porunci pe care ți le dau astăzi. Yahua Eloahul tău te va umple de bunătăți făcând să propășească tot lucrul mâinilor tale. Rodul trupului tău, rodul turmelor tale și rodul pământului tău. Căci Ahua se va bucura din nou de fericirea ta, cum se bucura de fericirea părinților tăi. Dacă vei asculta de glasul lui Ahua, Eloahului tău păzim poruncile și rânduielile lui scrise în cartea aceasta a legii. Dacă te vei întoarce la Ahua, Eloahul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău. Porunca aceasta pe care ți-o dau eu azi nu este mai presus de puterile tale, nici de departe de tine. Nu este încerca să zici cine se va sui pentru noi în cer și să ne-o aducă pentru ca să o auzim și să o împlinim nu este nici dincolo de mare, ca să zici, cineva trece peste noi dincolo de mare și uh, să ne-o aducă pentru ca să o auzim și să o împlinim. Din potrivă, este foarte aproape de tine, în gura ta și în inima ta, ca să o împlinești. Iată, îți spun azi înainte viața și binele, moartea și răul, căci îți poruncesc ca să iubești pe Iahua eluahul tău, să umpli pe căile lui și să păzești poruncile lui, legile lui și rânduielile lui, ca să trăiești și să te înmulțești și ca Iahoa Eloahul tău să te binecuvânteze în țara pe care o vei lua în stăpânire. Dar dacă inima ta se va abate, dacă nu vei asculta și te vei lăsa amăgit să te închine înaintea altor Elohim și să le slujești, vă spun astăzi că veți pieri și nu veți avea zile multe în țara pe care o veți lua în stăpânire după ce veți trece iardenul. Iau azi cerul și pământul martori împotriva voastră, că ți-am pus înainte viața și moartea. Binecuvântarea și blestemul. Alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta. Iubim pe Iahua Eloahul tău, ascultând de glasul lui și lipindu-te de el, căci de aceasta târnă viața ta și lungimea zilelor tale. Și numai așa vei putea locui în țara pe care a jurat Iahuah, că o Cova da părinților tăi, lui Abraham, Itzac și Iacob.